Nu aruncați, faceți să strălucească este numele proiectului în cadrul căruia elevii școlii numărul 7 din municipiu învață tehnici inedite de reciclare. Proiectul se desfășoară timp de 2 ani în mai multe țări, printre care și România. Acțiuni înscrise în planul de diseminare a acestui proiect au loc frecvent. Una dintre ele a avut loc în cadrul programului Școala Altfel în această săptămână. Elevii școlii numărul 7 au mers la liceul Nicolae Cartojan și la școala numărul 3 din municipiu pentru a le arăta colegilor lor tehnicile de reciclare a hârtiei. Ne-am gândit că cea mai bună metodă de diseminare este să realizăm o caravană. Am început în școala noastră luni, copiii au modelat din hârtie, au realizat o pastă de hârtie și au făcut mulaje, și au făcut măști și alte obiecte. Speram că astăzi să le pictăm, dar din păcate vremea nu ne-a permis, n-a fost destul de cald să se usuce pasta, dar le vom picta când se vor usca. O parte din copii ieri au fost însoțiți de cadre didactice în două școli din oraș, la Liceul Cartojan și la școala numărul 3, unde i-am învățat și pe elevii de acolo această tehnică de reciclare a hârtiei. O altă acțiune s-a desfășurat ieri în incinta școlii numărul 7, în cadrul căreia elevii au confecționat din materiale reciclabile decorațiuni pentru sărbătorile pascale. Ne-am gândit să facem din cofrag de ou floricele, din care să scriem, dorim să facem un banner mare al proiectului cu titlul proiectului. Astfel de activități îi ajută pe elevi să fie mai creativi și totodată să învețe că nu toate lucrurile pe care mulți dintre noi le aruncăm nu mai pot fi refolosite. Ce faci aici? Floricele și ou. Pentru ce le faci? Pentru un proiect. Ce înseamnă pentru tine participarea ta în acest proiect? Creativitate. Dacă ar fi acum să vină să se propună să participi la un alt proiect, ai participa sau ai rămâne tot în acesta cu reciclare? Aș participa și la acela. Desenez unul pentru Paște. Pentru Paște. Când va veni. Ce ai învățat tu în cadrul acestor ore de reciclare? Am învățat să reciclez, că mereu ce nu mai este folosibil poate fi refolosit. Am făcut un nou și cu colega mea am făcut floricele. Spune-mi, cum ai făcut acel ou? L-am pictat și m-am gândit să fac niște modele pe el de Paște. Și vreau să scriu pe el Paște fericit. În aceste zile, în Malta, o parte dintre elevii angrenați în proiect învață reciclarea sticlei. Tehnicile acestei reciclări vor fi împărtășite însă în cadrul unor activități similare în perioada următoare.